Jaja, Bajola, Baba! Salutare sucevenilor, pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi într-o zi în care vrem să discutăm despre prețul alimentelor. Se pare că s-au modificat pe aici pe acolo, bineînțeles nu în favoarea noastră a consumatorilor, vă dați seama, s-a ajuns destul de repede la 7 lei, de exemplu, prețul uleiului și nu de mult, parcă era 5 lei și ceva, ca să nu mai spunem că anul trecut ne cam gândeam că e 4 lei, 3 lei jumate, depinde de cum și unde îl găseai. Însă prețurile au cam evoluat, ascendent, bineînțeles. Să aflăm ce gândește suceveanul. Păi la alimente, cum să vă zic, dar nu știe toată lumea cum, în sus, nu în jos. După mine, în ultima perioadă, adică tot cresc prețurile în loc să scade. Mare, mult, foarte scump. Pentru noi prost, prost de tot. Au crescut uleiul de la 35, acum 75, da. Toate alimentele de bază s-au scumpit. Enorm. Dar nu numai la alimente. În ultima vreme prețurile au evoluat foarte, foarte mult. Prețul la alimente a evoluat în ultimul timp prea mult. Nu știu, fi nivelul de trai mai ridicat la noi decât în Germania. Mai bine, pe de-o parte și energie electrică, gazul și toate celelalte, adică depind, au dus la scumpirea alimentelor. Eu știu, influențele din afară, din importurile multe, prețul eurului. Asta. Poate că ni conduc ăștia care ni conduc acum, ei au făcut toate prețurile, nu noi. Da. Ei s-au îmbogățit, noi la groapă. Ia din România nu moare. Capul de la peștele de la cap să împute. Și hoții cei mai mari o duc bine, noi o ducem cel mai prost. Părerea mea este că cel mai mult influența politică. Deoarece probabil că așa este și în Uniunea Europeană, unele prețuri trebuie să ajungă la standardele europene. Și probabil că acești președinți de anumite concerne trebuie să valorifice și potențialul care este intrat prețului respective. Nu. Deci atâta timp cât există diferență de nivel de trai între țările industrializate și România. Deci unele alimente în Germania sunt mai ieftine decât în România. Deci vă dau și exemple. Uleiul de floarea soarelui și berea e mai ieftină, că mie îmi place berea. Vinul, cafeaua. Normal, așa ar trebui, dar până atunci mai durează încă. Durează încă. Da, dar se facă și salariile la fel. Ca în Uniunea Europeană. Nu, nu avem cum. Dacă avem salariile ca în Uniunea Europeană, da. Dar așa ce să facem cu o pensie de 3 milioane, deci 300 de lei. Dar nu sunt alineate la Uniunea Europeană, sunt mai mari decât în Uniunea Europeană. Toți cei care vin din afară spun că mănâncă cu 10 euro o săptămână și cu 10 euro mănâncă o zi în România. Da, sunt de acord cu egalizarea prețurilor din Uniunea Europeană, deoarece noi suntem o țară membră acestei Uniuni Europene și trebuie să ajungem și la standardele europene, că altfel nu ne-am calificat ca țară europeană. Păi dacă salariul mediu pe economie e de 10 ori mai mic în România decât în Germania, iar prețurile la alimente sunt mai mari decât cele din Germania, ce să vă mai zic în plus? Păi prețurile sunt mari față de salarii și în primul rând față de pensii sunt mari. Dacă prețurile ar stagna și pensiile, salariile, chiar dacă ar stagna, dar s-ar face un echilibru. Mici. Salariul. Adică cam stau pe loc și prețurile cresc. Cam asta. Incomparabil mai mici. Drept să vă spun, salariile în comparație cu Uniunea Europeană sunt la noi în România mai mici decât ar trebui să fie la nivelul prețurilor ridicate. Da, e o variantă bună. Da. Foarte mulți se duc în special, care spuneam, se duc în Ucraina, iau anumite produse de acolo la prețuri mai mici, vin în același timp, nu numai pentru ei, vând aici mai mult, ca să câștige omul tot, ca să poată trăi. Da, mai bine, sunt mai ieftine. Sunt mai ieftine. Da, e mai ieftin acolo. Lumea se duce acolo și cumpără. Din Cernăuți, de peste tot. Normal, nu? După câte știu și sunt informat, unii români pleacă și în Chișinău, în Ucraina, unde cred eu că ar fi mai puțin prețurile ridicate ca la noi. De asta unii oameni, cert și cu dezvoltură, ei pleacă în Ucraina
pleacă în Chișinău, zice că am adus o marfă mai ieftină decât în România. Astăzi am întrebat sucevenii ce părere au despre prețurile la alimente, cum au evoluat în ultima vreme. Vă dați seama și ați remarcat și dumneavoastră că au urcat destul de mult în ultima vreme, poate puțin cam prea mult, și chiar la alimentele de bază s-a simțit această modificare ascendentă. Salariile se pare că au rămas cam tot acolo. Nu știu dacă putem noi să facem ceva în legătură cu aceste modificări ale prețurilor. S-au schimbat și prețurile la energie electrică, la gaz, urmează să mai crească. Implicit, toate se vor modifica, parcă nu ar fi destul de ridicate în momentul de față. Salariile se pare că vor rămâne tot acolo. Poate ăsta e modul de aliniere la prețurile Uniunii Europene, cu toate că mă cam îndoiesc. În cazul în care aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți-o prin SMS la 0744238830. Accesați și site-ul nostru www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Emisiune sponsorizată de Alsace Mod SRL. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța.